Victor Hugo, Mizerabili, volumul 1, partea a doua, Cosette, cartea a opta, cimitirele pun stăpânire pe ceea ce li se aduce. Capitolul 3, Maica Innocent. Trecuse aproape un sfert de ceas. Stareța se întoarse și se așeză din nou pe scaun. Atât stareța cât și grădinarul păreau îngândurați. Vom reda cât mai exact convorbirea dintre ei. Moș Fauvent, preacucernică maică, cunoști capela? Am acolo un colțișor al meu, de unde ascult sfânta liturghie și rugăciunile. Dar în strană n-ai stat niciodată când ai avut de lucru? De vreo 2-3 ori. Va trebui să ridici o piatră. Grea? Lespedea pardoselii de lângă altar. Piatra care acoperă cripta? Da. Pentru o treabă ca asta ar trebui doi bărbați. Maica Ascension, care face cât un bărbat, o să-ți ajute. O femeie nu poate face niciodată cât un bărbat. Nu-ți putem da decât o femeie ca să-ți ajute. Face fiecare ce poate. Eu nu-l disprețuiesc pe Melonus Horstius, pentru că nu ne dă decât 367 de epistole de ale Sfântului Bernard, pe când Dom Mabilon ne dă 417. Nici eu. Să fim vrednici a lucra fiecare după puterile noastre. Mănăstirea nu e un șantier, iar o femeie nu e un bărbat. Fratele meu e un om foarte voinic. O să ți se dea și o pârghie. E singurul soi de cheie care se potrivește la astfel de porți. Piatra are un belciug. O să trec drugul prin el. Lespedea e așezată în așa fel încât poate fi întoarsă pe muchie. Prea bine, cucernică maică, am să deschid cripta. Cele patru maici din cor vor fi de față. Și după ce vom deschide cripta, va trebui să o acoperi din nou. Asta-i tot? Nu. Aștept ordinele dumneavoastră, prea cucernică maică. Fauvent, avem încredere în dumneata. Sunt pus aici ca să nu mă dau înapoi de la nimic. Și ca să nu vorbești nimic. Da, prea cucernică maică. Așadar, după ce vei deschide cripta, o închid la loc. Dar mai înainte, ce, prea cucernică maică, va trebui să cobori ceva înăuntru. Urmă o scurtă tăcere. Tremurul buzelor stareței părea să arate nehotărâre, apoi stareța spuse: Moș Fauvent, prea cucernică maică, știi că azi dimineața a murit o maică. Nu. Cum? N-ai auzit clopotul? Nu s-aude până în fundul grădinii. Adevărat? Abia dacă bag de seamă când mă sunați pe mine. A murit când se lumina de ziua. Și pe urmă, azi dimineață, vântul nu bătea înspre grădină. Maica Crucifixion oprea fericită. Stareța tăcu. Buzele i se mișcară câteva clipe, ca și cum s-ar fi rugat în gând, apoi urmă. Acum 3 ani, o jansenistă, doamna de Bethune, s-a convertit numai văzând-o pe Maica Crucifixion cum se ruga. A, da, acum aud clopotul, preacucernică maică. Maicile au dus-o în camera moartelor care dă în biserică. Știu. Afară de dumneata, niciun bărbat nu poate și nu trebuie să intre în odaia aceea, bagă bine de seamă. Atât ar mai lipsi să intre un bărbat în camera moartelor. Zău că da. Cum? Zău că da. Ce tot spui? Zic zău că da. Zău că da ce? Prea curată maică, eu nu zic zău că da ce, eu zic zău că da. Nu te înțeleg, de ce spui zău că da? Ca să zic ca dumneavoastră, prea cucernică maică. Dar eu n-am spus zău că da. N-ați spus, dar am spus-o eu, ca să zic ca dumneavoastră. În clipa aceea bătu ora 9. În ceasul al 9-lea al dimineții și în orice alt ceas, lăudate și slăvite fie preasfintele daruri ale altarului, zise stareța. Amin, zise Foșlevent. Ceasul bătuse la timp, retezându-l scurt pe zău că da. Altminteri, poate că stareța și Foșlevent n-ar mai fi ieșit niciodată din încurcătură. Foșlevent își șterse fruntea. Stareța îngână iarăși ceva foarte încet, de bună seamă o rugăciune, apoi ridică glasul. În viață, Maica Crucifixion
a convertit necredincioși. După moarte o să facă minuni. O să facă, răspunse Foșleven, potrivindu-și vorba după stareței ca să nu mai scrântească din nou. Moș Foven, pentru comunitate, Maica Crucifixion a fost o binecuvântare. Desigur, nu este dat oricui să moară cum a murit cardinalul de Beryl, slujind Sfânta Liturghie și să-și dea sufletul rostind cuvintele Hanc igitur oblationem. Dar fără să aibă parte de atâta fericire, Maica Crucifixion a avut o moarte binecuvântată și a păstrat cunoștința până în clipa cea din urmă, vorbea când cu noi, când cu îngerii. Ne-a împărtășit ultimele ei dorinți. Dacă dumneata ai avea mai multă credință și dacă ai fi putut să pătrunzi în chilia ei, ți-ar fi lecuit piciorul numai atingându-l. Zâmbea. Se vedea că învia întru Domnul. În sfârșitul ei se simțea raiul. Foșlevent crezu că ascultă sfârșitul unei predici. Amin, zise el. Moș Fove, trebuie să împlinim voia morților. Stareța înșiră câteva boabe pe firul mătănilor. Foșlevent tăcea. Apoi continuă. Am întrebat în privința aceasta mai multe fete bisericești care ostenesc cu rodnicie întru Domnul și au deprinderea celor sfinte. Preacucernică maică, dangătul clopotului se aude mult mai bine de aici decât din grădină. De alminteri e mai mult decât o moarte, e o sfântă, ca și dumneavoastră, preacucernică maică. De 20 de ani dormea în coșciugul ei cu învoirea pe care i-o dăduse anume sfântul nostru părinte Pius al VII-lea, cel care l-a încoronat pe în Bonaparte. Pentru un om isteț, ca Foșleven, amintirea acestui nume era nepotrivită. Din fericire, stareța, cufundată în gândurile ei, nu l-auzi. Ea urmă, Moș Fove, preacucernică maică, Sfântul Diodor, arhiepiscopul Capadociei, a lăsat să se scrie pe mormântul său numai acest cuvânt, Acarus, care înseamnă vierme. Așa s-a făcut. Este adevărat? Da, preacucernică maică. Preafericitul Mezocan, starețul de la Achila, a voit să fie îngropat sub o spânzurătoare. Așa s-a făcut. E adevărat. Sfântul Terențiu, episcop de Port, oraș așezat la vărsarea Tibrului în mare, a cerut să-i se sape pe piatră semnul care se pune la groapa paricizilor, nădăjduind astfel că trecătorii vor scuipa mormântul. I s-a făcut voia. Trebuie să îndeplinim dorințele celor morți. De bună seamă. Trupul lui Bernard Gudonet, născut în Franța, lângă Rochabelle, a fost așezat, precum hotărâse el și împotriva voinței regelui Castiliei, în biserica dominicanilor din Limoges, cu toate că Bernard Gudonet fusese episcop de Tui, în Spania, se putea împotrivi cineva? Nici de cum, preacucernică maică. Faptul este adeverit de Plantativ de la Fos. Stareța mai numără câteva boabe de mătănii, apoi spuse, Moș Fove, Maica Crucifixion va fi îngropată în coșciugul în care dormea de 20 de ani. Așa se cuvine. Va fi o prelungire a somnului ei. Atunci va trebui să o punem în coșciugul acela? Da. Și vom lăsa la o parte sicriul pompelor funebre? Chiar așa. Sunt la ordinele preacucernicei comunități. Cele patru maici din corte vor ajuta. Ca să bat în cuie sicriul? N-am nevoie de ele. Nu, să-l cobori. Unde? În criptă. Care criptă? Cripta de sub altar. Foșlevent a avut o trăsărire de sub altar. Dar ți se va da un drug de fier. Da, dar vei ridica lespedea trecând drugul prin belciug. Dar trebuie să împlinim voia morților. Cea din urmă dorință a Maicii Crucifixion a fost să o îngropăm în cripta de sub altarul capelei, să nu fie așezată în pământ lumesc, ci să rămână și după moarte acolo unde s-a rugat în timpul vieții. Ne-a cerut, ne-a poruncit acest lucru. Dar e un lucru oprit, oprit de oameni, dar ordonat de Dumnezeu. Dar dacă se află, avem încredere în dumneata. Oh, eu sunt o piatră din zidul dumneavoastră. Capitalul s-a adunat. Maicile din sfat, cărora le-am cerut părerea și care
continuă să delibereze, au hotărât ca Maica Crucifixion să fie îngropată așa cum a dorit, în coștugul ei, sub altarul nostru. Închipuieți și dumneata, Moș Foven, dacă se vor săvârși aici minuni, ce mărire întru Domnul pentru comunitate. Minunile răsar din morminte. Preacucernică Maică, dar dacă agenții Serviciului de Salubritate, Sfântul Benedict al II-lea s-a împotrivit lui Constantin Pogonat, hotărându-și singur locul de înmormântare. Totuși, comisarul de poliție, Cernodmer, unul din cei 7 regi germani care au pătruns în Galia în timpul Imperiului lui Constantin, a recunoscut pe deplin dreptul călugărilor de a fi îngropați în biserică sub altar. Dar inspectorul prefecturii, în fața crucii, lumea nu mai înseamnă nimic. Martin, cel de-al 11-lea general al călugărilor Certosan, a dat ordinului său următoarea lozincă, Stat crux, dum volvitur orbis. Amin, zise Foșlevent, care izbutea în felul acesta să iasă din încurcătură ori de câte ori auzea vorbindu-se latinește. Cel care a tăcut vreme îndelungată se mulțumește cu orice ascultători. În ziua când a ieșit din închisoare, copleșit de dilemele și de silogismele frământate acolo, Gymnastoras s-a oprit în fața primului pom pe care îl întâlni în calea lui, îi ținu o cuvântare și își dădu toată silința să-l convingă. Stareța, deprinsă cu zăgazurile tăcerii, răzbită de nevoia de a da drumul gândurilor care o năpădeau, se ridică de pe scaun și lăsă să-i țâșnească vorbele ca năvala unui stăvilar deschis. La dreapta mea l-am pe Benedict, iar la stânga pe Bernard. Cine a fost Bernard? A fost cel dintâi stareț de la Clairvaux. Fontan de Burgundia. Din Burgundia e un ținut blagoslovit, fiindcă l-a văzut născându-se. Pe tatălui îl chema Teselin, iar pe maică sa Alec. A pornit din Cito ca să ajungă la Clairvaux. A fost hirotonisit stareț de către episcopul Guillaume de Champeaux din Chalon-sur-Saône. A avut 700 de ucenici și a întemeiat 160 de mănăstiri. A înfrânt pe Abelard la sinodul din Sens în 1140 și pe Pierre de Bru, pe discipolul acestuia, Henry, și un alt soi de rătăciți cărora li se spunea apostolici. L-a înfruntat pe Arnaud din Brescia, l-a răpus pe călugărul Raul, omorător al evreilor, a ținut în frâu, în 1148, sinodul din Reims, a făcut să fie osândit Gilbert de la Poré, episcop de Poitiers, a făcut să fie osândit Eon de Letel, a pus capăt neînțelegerilor dintre prinți, l-a îndrumat pe regele Ludovic cel Tânăr, l-a sfătuit pe papa Eugen al III-lea, a orânduit templul, a predicat pentru cruciadă, a făcut în viața sa 250 de minuni, dintre care 39 într-o singură zi. Cine a fost Benedict? A fost patriarhul din Monte Cassino, cel de-al doilea, ctitor al Sfințeniei Mănăstirești, Vasile al Apusului. Ordinul pe care l-a întemeiat a dat 40 de papi, 200 de cardinali, 50 de patriarhi, 1600 de arhiepiscopi, 4600 de episcopi, 4 împărați, 12 împărătese, 46 de regi, 41 de regine, 3600 de sfinți canonizați și dăinuiește de 1400 de ani, de o parte Sfântul Bernard, de alta agentul Serviciului Salubrității, de o parte Sfântul Benedict, de alta inspectorul Serviciului Gunoaielor. Statul, Serviciul Gunoaielor, pompele funebre, regulamentele, administrația, știm noi prea bine ce înseamnă asta. Primul trecător s-ar revolta văzând cum se poartă cu noi, nu ni se dă voie nici măcar să dăruim țărâna noastră lui Iisus Hristos. Salubritatea dumitale e o născocire revoluționară. Dumnezeu subordonat comisarului de poliție, iată veacul nostru. Niciun cuvânt, Fove. Sub dușul acesta, Foșleven nu prea se simțea bine, stareța continuă. Nimeni
Nu poate pune la îndoială dreptul mănăstirii de a se hotărâ asupra înmormântărilor. Numai fanaticii și rătăciții sunt în stare să-l tăgăduiască. Trăim vremuri de groaznică tulburare. Nu știm ceea ce trebuie să cunoaștem și cunoaștem ceea ce nu trebuie știut. Suntem josnici și fără credință. Sunt oameni în vremea noastră care nu fac nicio deosebire între Marele Sfânt Bernard și Bernardzis al săracilor catolici, un oarecare preot al minter cum se cade, care a trăit prin veacul al XIII-lea. Alții păcătuiesc până într-atât, încât pune șafodul lui Ludovic al XVI-lea alături de crucea lui Iisus Hristos. Ludovic al XVI-lea n-a fost decât rege, să ne temem de Dumnezeu. Nu mai există nici drept, nici nedrept. Cunoaștem numele lui Voltaire, dar l-am uitat pe al lui Cezar de Bus. Totuși Cezar de Bus a fost un prea fericit, iar Voltaire un păcătos. Cardinalul de Périgord, cel din urmă arhiepiscop, nu știa nici măcar că Charles de Gondre i-a urmat lui Berul, François Bourgon lui Gondre, Jean-François Senault lui Bourgon și părintele de Saint-Mart lui Jean-François Senault. Numele părintelui Coton e cunoscut nu pentru că a fost printre cei trei care au sprijinit întemeierea oratoriului, ci pentru că i-a dat prilej regelui Huguenot, Henric al IV-lea, să mai născocească o înjurătură. Sfântul François de Sales plăcea oamenilor din lumea bună, fiindcă era meșter în a măslui cărțile de joc. Se ridică unii împotriva religiei. De ce? Pentru că au existat preoți păcătoși, pentru că Sagitar, episcop de Gap, era fratele lui Salon, episcop de Embrun, și pentru că amândoi l-au urmat pe Momol. Ce însemnătate au toate acestea? Împiedicatul l-au pe Martin de Tours să fie sfânt și să fi dat jumătate din mantia sa unui sărac? Sfinții sunt prigoniți. Închidem ochii în fața adevărurilor, ne-am obișnuit cu bezna. Cele mai sălbatice animale sunt cele oarbe. Nimeni nu se gândește la o sânda veșnică, o lume păcătoasă. În numele regelui înseamnă azi în numele revoluției. Nu mai știm ce datorăm nici celor vii, nici celor morți. E oprit să mori ca un sfânt. Înmormântarea a ajuns o chestiune de administrație, e îngrozitor. Sfântul Leon al II-lea a scris anume două scrisori, una lui Pierre Notaire și alta regelui vizigoților, pentru a combate și a înlătura autoritatea exarhului și a totputernicia împăratului în toate cele privitoare la morți. Gautier, episcop de Chalon, i-a ținut piept în privința asta lui Otton, duce de Burgundia. Vechea magistratură a respectat aceste drepturi. Altădată ne rosteam cuvântul nostru chiar în treburile lumești. Starețul din Chateau, comandantul ordinului, era consilier de drept în Parlamentul Burgundiei. Facem ce vrem cu morții noștri, însuși trupul Sfântului Benedict. Nu se află oare în Franța, la mănăstirea din Fleury, căreia îi se spune Saint-Benoît-sur-Loire? Cu toate că el a murit în Italia, la Monte Cassino, într-o sâmbătă, în ziua de 21 al lunii martie din anul 543, toate astea nu se pot tăgădui. Mi-e silă de fanatici, îi urăsc pe stareți, mi-e scârbă de eretici, dar aș disprețui și mai mult pe cel care aș susține că n-am dreptate. E de ajuns să citim pe Arnul Vion, Gabriel Celin, Tritem, Maurolicus și pe părintele Luc d'Acheri. Stareța răsuflă odată, pe urmă se întoarse spre Foșlevent. Ne-am înțeles, moș Fove? Ne-am înțeles, preacucernică maică. Putem să ne bizuim pe dumneata? Voi face tot ce-mi cereți. Prea bine. Sunt presupusul servitor al mănăstirii. Așa rămâne. Dumneata o să închizi coșciugul. Surorile au să-l ducă în capelă. Se va face slujba morților, pe urmă ne vom întoarce în mănăstire. Între orele 11 și miezul nopții o să vii cu drugul de fier. Totul se va petrece în cea mai mare taină. În capelă nu vor fi decât cele patru maici din cor, Maica Ascension și dumneata. Și sora de la stâlp. Ea n-o să ridice ochii, dar o să audă. N-o să asculte. De altminteri, ce știe mănăstirea, lumea nu va afla.
După o altă clipă de tăcere, stareța urmă, scoateți clopoțelul, n-are niciun rost ca sora de lângă stâlp să știe că ești în capelă. Preacucernică maică, ce mai e, Moș Fove, medicul morților și-a făcut vizita? O să o facă azi la orele 4, s-a sunat clopotul pentru chemarea medicului morților, dar dumneata n-auzi niciun semnal? Nu aud decât cel care sună pentru mine. Așa și trebuie, Moș Fove. Preacucernică maică, o să fie nevoie de o pârghie de cel puțin 6 picioare. De unde s-o iei? Unde sunt gratis se găsesc și drugi de fier, știu eu, un morman întreg de fiare vechi, în fundul grădinii. Nu uita, cam la 3 sferturi de ceas înainte de miezul nopții, preacucernică maică. Ce mai e? Dacă o să mai aveți vreodată treburi grele, să știți că am un frate voinic ca un turc. Să lucrez cât mai iute cu putință. Eu nu prea pot merge iute, sunt beteag. De aceea mi-ar fi trebuit un ajutor. Sunt șchiop. A fi șchiop, noi o neajuns. Poate fi chiar o binecuvântare. Împăratul Henric al II-lea, care a luptat împotriva falsului papă Grigore și l-a așezat din nou pe scaun pe Benedict al VIII-lea, are 2 nume, cel sfânt și cel șchiop. E bine să ai 2 nume, murmură Foșleven, care în realitate era cam tare de urechi. Cred, Moș Fove, că nu o să fie nevoie de o oră întreagă, nu e prea mult. Să fii lângă Sfântul Altar cu drugul de fier pe la ceasurile 11, slujba începe la miezul nopții, totul trebuie să fie gata cu 1/4 de ceas mai înainte. Voi face totul ca să dovedesc comunității sârguința mea. S-a făcut, am să bat sicriul în cuie, la ora 11 fix am să fiu la capelă. Vor fi acolo maicile din cor, va fi și maica Ascension. 2 bărbați ar isprăvi mai repede, dar n-are a face. O să aduc pârghia, vom deschide cripta, vom coborâ sicriul și vom închide cripta la loc, după care nu o să rămână nicio urmă. Autoritățile nu vor bănui nimic. Preacucernică maică, e bine așa? Nu. Dar ce mai e? Mai e sicriul gol. Urmară câteva clipe de tăcere. Foșleven se gândea, stareța se gândea, ce ne facem cu sicriul, Moș Fove? Să-l îngropăm. Gol? Altă clipă de tăcere. Foșleven făcu cu mâna stângă un gest ca pentru a alunga un gând tulburător. Preacucernică maică, am să bat eu însumi în cuie sicriul, în odaia de jos a bisericii. Nimeni afară de mine nu poate intra acolo și am să acopăr sicriul cu giulgiul. Da, dar când îl vor așeza în dric și când îl vor coborî în groapă, cioclii o să-și dea seama că e gol. Ei, Aldr, exclamă Foșleven. Stareța porni să-și facă semnul crucii și se uită țintă la grădinar. Acului îi rămase acestuia în gât. Se grăbi să ticluiască ceva ca să-i se uite în jurătura, preacucernică maică. O să pun pământ în sicriu, în felul acesta o să se creadă că e un om în el. Ai dreptate, pământ sau om e același lucru, prin urmare o să ai grijă și de sicriul gol. Puteți să vă vizuiți pe mine. Fața stareței, tulburată și întunecată până atunci, se însenină. Îi făcu lui Foșleven semnul cu care de obicei superiorul îi îngăduie celui inferior să plece. Foșleven porni spre ușă. În clipa când era gata să iasă, stareța ridică ușor glasul. Sunt mulțumită de dumneata, Moș Fove, mâine după înmormântare să mi-l aduci pe fratele dumitale și spune-i să vină și cu fata.